Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, începând cu 1 ianuarie 2016, în legătură cu implementarea integrală a legii finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale din 25 iulie 2014 și a metodologiei noi de elaborare a executării bugetului public național, ceea ce înseamnă clasificația bugetară nouă, planul nou de conturi contabile, sistem bugetar, sistemul informațional de management a finanțelor nou, efectuarea plăților bugetare, inclusiv achitarea salariilor, este posibilă după dezagregarea integrală a bugetelor aprobate provizorii autorităților și instituțiilor bugetare. Pe lângă aceasta, începând cu 1 ianuarie 2016, încasările și plățile bugetare se efectuează cu utilizarea obligatorie a codului IBAN. În scopul asigurării implementării modificărilor menționate, în perioada mai, iunie, septembrie, decembrie 2015, Ministerul Finanțelor a petrecut un șir de instruiri pentru angajații autorităților publice centrale și autorităților publice locale, au fost expediate scrisori metodologice și distribuite materiale informative. Resursele financiare pentru achitarea salariilor și plăți sociale în luna ianuarie există completamente pentru asigurarea totală a plăților. Atâta timp cât instituțiile publice vor prezenta la timp documentele de plată, toate plățile vor fi efectuate imediat. Întârzierile sunt legate de singură tehnică, implementarea unui sistem nou în toată țara, care a fost prevăzut încă cu legile aprobate 2 ani în urmă. Resurse sunt și sunt disponibile totalmente. Plățile către Fondul Social se efectuează conformitate cu graficul prezentat de către Ministerul și Fondul Social.